Reprezentanții Federației Sanități din România și cei ai Ministerului Sănătății s-au întâlnit în 8 ianuarie pentru a găsi soluții de corectare a problemelor generate de aplicarea Ordonanței de Urgență 114 din 2018 în sănătate. Anul trecut s-au acordat creșteri salariale la nivelul anului 2022, adică la maximul din grilă pentru două categorii profesionale, medici respectiv asistenți medicali, iar toate celelalte categorii profesionale, biologi, chimici, farmaciști, infirmieri, îngrijitoare de curățenie, brancardieri, toate celelalte categorii, într-un cuvânt, au rămas cu salariile nemodificate, așteptând 1 ianuarie 2019 pentru a se acorda prima tranșă de creștere salarială. Mircea Ciocan afirma că aplicarea sporurilor trebuia să se facă la noile salarii, doar că înghețarea acestora pentru următorul an creează premisele ca angajații aminti să nu beneficieze de o creștere evidentă a nivelului veniturilor realizate. Și asta, spune Mircea Ciocan, duce la nemulțumiri din partea salariaților. Am stabilit o nouă întâlnire săptămâna viitoare după ce se va calcula impactul și se va discuta cu ministrul finanțelor și respectiv cu doamna premier. Eu sper că se vor găsi soluții. În caz contrar, vom fi nevoiți să abandonăm mijloacele pașnice de discuție. Oricum, negocierile contractului colectiv de muncă au fost suspendate pe perioadă nedeterminată, tocmai datorită acestor deranjuri pe care le provoacă ordonanța 114. Mircea Ciocan a precizat că în funcție de soluțiile care se vor găsi, sindicaliștii vor decide dacă se vor așeza la masa negocierilor sau vor ieși în stradă.